Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Deci pentru aceasta căutau și mai mulți iudei să-L omoare, nu numai pentru că deslega sâmbăta, ci chiar pe Dumnezeu numea Tată al Său, făcându-se pe sine la fel cu Dumnezeu. Dar Iisus a răspuns și le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun vouă, Fiul nu poate să facă de la sine nimic, de nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce Tatăl le face, acelea și Fiul le face tocmai. Pentru că Tatăl iubește pe Fiul și toate câte le face El, îi le arată. Și lucruri mai mari decât acestea va arăta Lui, ca voi să vă mirați. Căci precum Tatăl scoală pe cei morți și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață celor care voiește. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci judecata toată a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul precum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat, vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Hristos s-a înviat. Suntem în zile miercuri, săptămâna a doua după Paște. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Domnul Dumnezeu, în trăime slăvit, a făcut cerul și pământul. 6 zile a lucrat, le-a făcut pe toate bune foarte, iar a 7-a zi s-a odihnit de toate lucrările sale. Această zi de odihnă nu înseamnă că Domnul Dumnezeu a încetat să lucreze. Înseamnă că El n-a mai avut ce să mai adauge la creația Sa, a rânduit toate după puterea Sa dumnezeiască, legi, principii, rânduieli, toate de susținere ale creației, dar, iubiți credincioși, omul a trecut prin voință liberă. A pornit Domnul Dumnezeu la rezidirea lumii, lucrarea de creare a lumii, de mântuirea lumii și de desăvârșirea lumii. Prima lucrare făcută de Tatăl pe Fiul și în Duhul. A doua lucrare de rezidirea lumii, de mântuirea lumii, a fost făcută de Fiul cu Tatăl și cu Duhul. Iar a treia lucrare de sfințire, de pogorârea Duhului Sfânt, de învierea creației, a fost făcută de Duhul Sfânt, care le-a desăvârșit pe toate, cu Tatăl și cu Fiul. N-a fost o clipă în care să lucreze Tatăl fără Fiul și fără Duhul, n-a fost nicio lucrare a Fiului fără Tatăl și fără Duhul și n-a fost nicio lucrare a Duhului fără Tatăl și fără Fiul. Când lucrează Tatăl, lucrează Fiul, lucrează și Duhul Sfânt. De aceea, iubiți credincioși, Domnul le spune clar evreilor, celor din vremea Lui, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Dacă El este Tatăl meu, este Tatăl din veșnicie. Dacă El este Tatăl din veșnicie, eu sunt Fiul din veșnicie. Dacă Tatăl mă iubește pe mine și eu îl iubesc pe Tatăl din veșnicie și Duhul Sfânt împreună cu noi, un Dumnezeu în treime slăvit, în trei persoane. De aceea, iubiți credincioși, n-au putut evreii să suporte lucrul acesta. Adică, pe de o parte, că El desfința sâmbăta, păstrând Duhul lucrării de ziua de sâmbătă, și, pe de altă parte, că îl numea pe Tatăl, Tatăl Său. Și nebunia lor a avut un singur gând, iubiți credincioși. Au căutat și mai mult iudei să-L omoare, nu numai pentru că deslega sâmbăta, ci chiar pentru că pe Dumnezeu îl numea Tatăl Său.
Mergând mai departe, Iisus credincioși spune clar că Fiul nu poate să facă la Tatăl nimic, la sine nimic, el nu va vedea pe Tatăl făcând. Și cele de la Tatăl le face, acelea și Fiul le face tocmai. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, aceeași ființă dumnezeiască, numită Dumnezeirea. Iar când ne referim la persoane, ne referim la Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Iar când ne referim la ființă, numim Dumnezeirea. Și atunci, iubiți credincioși, Fiul și Duhul sunt de aceeași slavă, cinste, putere, energie, împreună cu Tatăl. Și evrei, în vremea aceea, și cei de acum, nu pot să creadă că Iisus Hristos este Fiul și Cuvântul Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Trăimi, în care, în ipostasul Cuvântului, și-a luat firea omenească și s-a făcut om adevărat și Dumnezeu adevărat. Nu puteau să cuprindă cu minte asemenea iubire, asemenea smerenie chenoză. Nu puteau să încapă în inima lor dragostea de Dumnezeu. Și cum au răspuns? Cu ură. Căutau să-L omoare. Dumnezeu pentru ei era intangibil, era de neatins. Și totul Dumnezeu s-a făcut om ca noi, ca să ne atingă, să-și asume ceea ce și-a asumat, aceea a și vindecat. Dar iubiți credincioși, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune un cuvânt puternic aici. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care L-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care M-a trimis pe mine, are viață veșnică. Are viață veșnică, iubiți credincioși. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care L-a trimis. Pentru că eu și Tatăl una suntem, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Și atunci, haideți să ne gândim. Din toate religiile de pe lumea aceasta, budiști, hinduși, musulmani și alte și alte religii, evrei, îl cinstesc pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și om adevărat, Domnul meu și Dumnezeul meu, cum a spus Toma. Nu. Deci cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care L-a trimis. De aceea nu pot aceștia să-L numească pe Tatăl Creatorul Cerului și a Pământului, nu pot numi Tată al lor. Dar și în interiorul celor care se numesc creștini, oare papistașii îl cinstesc pe Fiul? Nu îl cinstesc pe Fiul. Pentru că n-ar fi avut nebunia să numească un om ca vicar al lui Hristos pe Pământ. Și în felul acesta îl necinstesc pe Fiul. N-ar fi avut nebunia să spargă Sfânta Treime numind, în mintea lor au spart-o, în erezia lor au spart-o, numind că Tatăl purcede pe Fiul, Tatăl adăugând această erezie al Filioque, fără să mai explic. N-ar fi având această nebunie în capul lor dacă nu îl cinsteau sau îl necinsteau pe Fiul. De la aceste erezii ale papismului au plecat o sumedenie de necinstiri ale Fiului. Protestanții și neoprotestanții și toți ceilalți secte și rătăciri. Pentru că îl văd pe Iisus doar ca pe un om, anulându-i Dumnezeirea Lui, numindu-L Iisus bun, Iisus păstor, Iisus drăgălaș, Iisus simpatic, Iisus fel și fel cum vor ei să-L numească, numai Domn și Dumnezeu nu. Și atunci îl necinstesc pe Fiul și îl necinstesc pe Tatăl. Ba mai mult decât atât, nu cred în crucea lui Hristos și în felul acesta îl necinstesc pe Fiul și pe Tatăl. Nu cred că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu și Fecioară și o numesc ca o femeie oarecare și îl necinstesc pe Fiul și pe Tatăl. De aceea, papistași, protestanți, neoprotestanți și alte religii nu cinstesc pe Fiul, deci nu cinstesc pe Tatăl și nu L-au pe Dumnezeu de Tatăl. Și atunci, iubiți credincioși, punem întrebarea, ce este pentru ei Dumnezeu? Creator și atât. Dar nu Tatăl.
Pentru că Domnul Dumnezeu îl face și pe budist, și pe indus, și pe musulman, și pe protestant, și pe neoprotestant, și pe papistaș, îl creează, îl zămislește în pântecele cele mai sale. Îl face să iasă de săvârșit cu ochii, normal, urechi, nas, toată armonia corpului, perfecțiunea sufletească și trupească. Dar după ce l-a creat, doar prin taina Sfântului Botez, poate să ajungă să fie Fiul al lui Dumnezeu după Har. Fiul al lui Dumnezeu și Dumnezeu după Har. Fiul al lui Dumnezeu prin înfiere, pentru că s-a făcut frate cu Iisus Hristos, prin taina Sfântului Botez, că în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, aleluia, aleluia, aleluia. S-a făcut fiu al unei sfinte, una sfântă sobocească și a apărat pe biserică, Biserica Ortodoxă, și în felul acesta este fiu al bisericii, fiu al Sfintei Născătoare de Dumnezeu, fiu al lui Dumnezeu și totul Dumnezeu după Har, nu după ființă. Și atunci, cine nu cinstește pe Fiul, precum spune credința ortodoxă, nu-L are nici pe Dumnezeu de Tatăl, nici pe Maica Domnului de Maică Duhovnicească, nu are nici Biserica de Mamă, nu are nici botez taine valide, nu are nici credința cea adevărată și este o creatură a Dumnezeu creată de Dumnezeu cu toată dragostea și chemată în continuu la nașterea din apă și din Duh. Chemată la înfiere. Iar cei care spun că cinstesc pe Fiul, dar îl promovează, îl prezintă într-un mod eretic, nu sunt altceva decât niște vrășmași ale Dumnezeu. În nebunia în care ne aflăm noi astăzi, să știți, iubiți credincioși, că o să-l vedeți din ce în ce mai mult pe cel care se vrea liderul spiritual a tuturor religiilor, pe Papa din Roma, o să-l vedeți că într-un mod foarte parșiv, viclean, fățarnic, politic și politicos, umblă din loc în loc, din cetate în cetate, din religie în religie, din țară în țară, din neam în neam, ca să spurce și ca să mânjească, îndemnându-i pe toți la o credință, la unitatea credinței după cum cred ei, unitate în diversitate, nu unitate în Duh și în adevăr. Și atunci o să-i vedeți cum se adună cu toții pe dedesubt și apoi se afișează ca poză, doar trebuie să vadă prostimea, cum aprinde fiecare câte o lumânare și de acolo, de la lumânarea aceea, aprinde o candelă, întâlniri pe la Vatican, întâlniri peste tot, și o să vezi musulmani, budiști, hinduși, protestanți, pastori, arhierei, patriarhi, ecumenic, o să-i vedeți pe toți cum aprind o făclie și cu făclia candelele într-un copac negru și întunecat de fier rece și ei spun că aprind lumină. Lumină care fiecare spune că o are, pentru că aduce lumina lui de acasă și o adună într-un copac, zic credincios, simbolic. Acesta este ecumenismul interconfesional, interreligios și sub toate aspectele lui. Virusul virusurilor, boala bolii, rătăcirea rătăcirii, nebunia nebuniei, erezia ereziei, apostazia apostaziei, lepădarea lepădării. Aceasta este ecumenismul la care au aderat patriarhi, mitropoliți, teologi, arhierei, preoți și creștini. De aceea, iubiți credincioși, aceștia, dacă aprind aceeași lumină în același copac întunecat, o să găsiți pe internet filmulețul și explicații, cine are urechi de auzit, aude, cine are ochi de văzut, vede și caută și discerne, o să vedeți că aceștia pregătesc o biserică globală, mondială, în care, prin minimalismul dogmatic, spun așa. Dumnezeu este deasupra tuturor, Dumnezeu este creatorul tuturor, Dumnezeu este unul pentru toți. Haideți să ne iubim fiecare în forma lui unul pe altul, să facem cine taie capul, să creadă fiecare cum crede el că Dumnezeu este bun și iubitor. Acest sincretism religios și credincios se opune în continuu acestui cuvânt din pericopa Evangheliei de astăzi. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care l-a trimis și nu va avea viață veșnică. De aceea,
Trebuie să avem discernământul duhovnicesc. Și vă aduc o pildă, un exemplu. Soarele acesta pe care noi îl vedem este unul pentru toți de pe pământ. Toți îl văd. Dar, iubiți credincioși, fiecare din perspective diferite. Soarele acesta, care este un chip, să zic așa, un simbol al soarelui dreptății, îi încălzește pe toți. Dar nu orice sămânță este un crin alb și curat. Nu orice sămânță este o sămânță bună, un bob de grâu care moare și învie și aduce rod în sotit. Nu orice sămânță este sămânța cea adevărată. Singura sămânță adevărată este credința revelată nouă de Tatăl prin Fiul și dusă mai departe în lumea aceasta prin propovăduirea apostolilor, întărită prin sinoadele ecumenice, credința Bisericii Ortodoxe, susținută în continuu prin viața lor de către Sfinții Părinți și de către urmașii lor și prin firul acesta roșu al succesiunii apostolicii ca învățătură, ca și hal și ca și metodă terapeutică de vindecare a sufletului, s-a păstrat până în ziua de astăzi în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, Biserica lui Hristos, Biserica adevărată. Toate celelalte sunt sinagogi ale satanei, sunt peșteri de tâlhari, sunt locuri în care este deviat adevărul. Numai într-un singur loc s-a păstrat credința, dar durerea cea mare este că și în credința noastră ortodoxă s-a strecurat scolastica prusiană, s-au strecurat teologi falși, s-au strecurat trădători lupi îmbrăcați în piei de oaie, arhierei și păstori care susțin blestematul acesta ecumenist și spun că toate semințele sunt bune și aduc același rod. Nu, iubiți credincioși. O singură sămânță aduce rod însutit. Sămânța curată, adică învățătura de credință adusă de Domnul nostru Iisus Hristos. Celelalte sunt erezii și schisme. Iar dacă soarele luminează peste fața pământului, una este pălămidă, alta este un spin, alta este o orzică, alta este altă sămânță, dar unul este crinul curat, iubiți credincioși, ca simbol al ființei umane, în șase petale, desăvârșit prin cele șapte taine și dus către numărul 8, către ziua 8-a, prin ziua învierii, prin tainele lui Hristos și prin Hristos Euharistic. Și dacă am amintit de Hristos Euharistic, mai avem o problemă și trebuie specificat. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care l-a trimis. Și atunci, creștinul care stă în Sfânta Biserică, aude Apostolul Evanghelia, cântările, și la epicleză se pogoară Duhul Sfânt peste cinstitele taine, se transformă în sfintele taine, în trupul și sângele lui Hristos. Și creștinul care aude, luați, mâncați, beți dintr-o acesta tot și nu vine să se împărtășească cu sfintele și preacuratele taine, dintr-o evlavie greșită, dintr-o înțelegere greșită, creștinul acela nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis pe Fiul în acea liturghie să-și jertfească pentru fiecare suflet în parte și sângele lui Hristos curge și roaie pentru tine și tu nu vii să te împărtășești. Nu-L cinstești pe Fiul, nu-L cinstești nici pe Tatăl. Iar preotul care nu strigă din toată puterea lui, nu invită din toată credința lui pe popor să se unească cu Hristos în Sfânta Împărtășanie, nu cinstește pe Fiul. Și necinstind pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl, nici pe Duhul Sfânt. De aceea, și noi care suntem în credința ortodoxă, să nu se pară că stăm, cui se pare că stă, să ia aminte să nu cadă. Iar cei care sunt din celelalte credințe și confesiuni, să nu li se pară că au lumina. Lumina cea adevărată este doar lumina învierii, care se coboară la Paștele Ortodox în noaptea învierii pentru credința cea adevărată. Restul sunt lumini false, care trebuie să se stingă și să vină toți prin botez, mirungere, împărtășanie la Hristos cel adevărat. De aceea, iubiți credincioși, mai mult ca oricând, trebuie discernământul duhovnicesc, despre care amintesc în continuu, trebuie implicare în viața bisericii, pentru că în curând o să vedeți cum se unesc toți într-o super biserică, o să vedeți cum se închină toți papii și papa îi adună pe toți la picioarele lui Antichrist. Dumnezeu știe timpurile și vremurile. Nu facem noi soroace și nu prorocim.
Dar vedeți cum se mișcă lucrurile, iar toată mascarada aceasta globală, cu pandemie, cu boli, cu tot soiul de mișcări sociale, culturale și așa mai departe, nu este altceva decât o perdea de fum pe dedesubtul căruia se lucrează taina fără de lege. Trebuie să privim lucrurile duhovnicește, nici social, nici pentru sănătatea trupească și atât să scăpăm din virus. Nu trebuie să privim lucrurile nici politic, sub niciun fel. Acum poți vedea clar doar dacă vezi în Duh și adevăr, pentru smerenie, punându-ne mintea noastră la picioarele lui Dumnezeu și Domnul să ne lumineze, să știm care să fie următorul pas. De aceea, pe toți vă invităm, dacă vreți să cinstiți pe Tatăl ca și Tată, cinstiți-L pe Fiul, pregătindu-vă toată săptămâna și tot timpul pentru unirea cu Hristos în Sfintele și Preacurate Taine. Amin.